Ce ziceți, fetelor? Să înceapă meciul. Haideți, fetelor, cel mai bun să câștige. Păi haideți, fetelor, atunci, să înceapă provocarea. Începem provocarea la volei. Avem Juliana, bravo! Cristi, atent la linie. Da, da, da. Provocare.
15 la 8 pentru fetele de la volei și acum să înceapă provocarea la handball. A fost super aceasta, 3 puncte, extraordinar! Și a treia lovitură tot de 3 puncte a fost. Și a doua lovitură de 3 puncte, incredibil! Ah. Zero, deci a fost zero, peste bară, nimic, nimic, 0 puncte! Nu, nimic, zero, a fost totul un faliment. Conduc fetele de la volei cu 23-17 și acum începe provocarea la fotbal. Hai, Huli! Huli! Deci a acumulat 3 puncte, a acumulat 3 puncte. Mai bună puțin, deci au acumulat 2 puncte fetele de la handball. Dai, dai acolo, uite-te, uite-te în roșu și dai în roșu, Carmen, hai!
Bă, ce șută! Ce șută a fost ăsta, doamne! Două puncte acumulate pentru fetele de la volei! Decide meciul. Fetele de la volei conduc. Doi. Scorul final 30-22 pentru fetele de la vole. Dar vă doresc succes și fetelor de la handbal și fetelor de la volei pentru tot ce au făcut până acum. A fost o experiență minunată, amuzantă, alături de colegele noastre de la volei. A fost foarte tare. Pentru puțin timp am ieșit din zona noastră de confort și rutina zilnică și mi-a plăcut foarte mult. Au fost niște provocări foarte interesante, amuzante. A fost plăcut să ne punem în această postură de a încerca sporturi diferite. Bueno, de verdad me sentí súper bien, súper agradable el rato. Disfruté con mis compañeras y bueno, disfruté bastante. Da, a fost foarte frumos, a fost o experiență foarte frumoasă. A fost o experiență foarte plăcută și frumoasă, chiar m-am distrat alături de colegele mele și alături de fetele de la handbal. Îmi place handbalul pentru că îmi provoacă niște emoții nemaipomenite. Bueno, yo pienso que todos los deportes tienen algo muy lindo, que obviamente te enseñan a compartir, conoces personas y gracias a Dios el voleibol me ha dado esto, conocer países, culturas y bueno, estoy encantada de estar acá en Rumania y de jugar volei haciendo lo que amo. Pentru că este sportul care îmi face cel mai mult inima să vibreze. Am o listă foarte lungă, dar vreau să mă rezum la două. Îmi plac sporturile de echipă. Clar, din cauza aceasta am ales voleiul și Cristina tot timpul ne spune un lucru. Voleiul este un sport care se joacă tot timpul cu capul sus. Iubesc handbalul pentru că mi-oferă niște trăiri unice, nemai întâlnite. Păi iubesc voleiul pentru că poate nici n-am avut altă posibilitate să iubesc handbalul. De exemplu, n-am avut tangență cu handbalul deloc, dar îmi place sportul, cred că sunt o sportivă. Și voleiul, clar, este un sport care se joacă cu capul sus, este un sport care mi-a intrat în sânge de mică, este un sport care l-am trăit chiar aici, l-am început chiar aici în sală și de ce nu să-l ducem acum cât mai departe. Clar, această zi de 8 martie este dedicată femeilor și este important să valorificăm valorile care le avem noi și în volei, și în handbal, indiferent de ce sporturi sunt, doar că e important ca și femeia să fie valorificată și valorizată așa cum merită. Fetelor, haideți la sport, indiferent ce vârstă ai, indiferent dacă ai făcut vreodată în viața ta sport, e important să te apuci să faci un sport, e important să vii la o mișcare, indiferent ce-ți place.